Filipeni, capitolul 4, versetul 5. Pagina 1153. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este Aproape. Și ca să fiu sigur că vorbiți, că văd un pic prea tăcut, da, rostim versetul ăsta de două ori. Ce ziceți? Atenți? Da, deodată, 3 doi și... Lândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul, Domnul este aproape. Și un pic mai tare, băieții măcar. 3 2 și... Lândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul, Domnul este aproape mai căriți ca să nu mai fiți blândi acum unii. Vă puteți reașeza? Am ajuns la lecțiunea 27, dacă te rog să proiectezi PowerPoint-ul. Blândeția, am luat uh, roada Duhului de la Z la A, de la final spre început, pentru că ori de unde ei roada trebuie să fie aceeași și trebuie să fie toată roada Duhului. Vă reamintesc care este roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Și săptămâna sau data trecută când am vorbit, am vorbit despre înfrânarea poftelor, astăzi am ajuns la blândețe. Este interesant faptul că terminologic, blândețea apare în Biblie doar de 29 de ori, în 28 de versete. Pentru prima dată, blândețea apare în numere 12 cu 3, unde ni se spune așa, și Moise era cel mai blând om de pe fața pământului. Vă dați seama ce calificativ a primit bărbatul ăsta. Și acum, voi știți cu toții că nu din totdeauna a fost el blând. Da? Atât de blând a fost la un moment dat că a omorât un om. Și a zis către celălalt, hai că repede te rezolvăm că nu prea ne convine cum ai o problemă cu noi, cu evrei, tu egipteanul dar ăsta avea acces la serii de atunci, la sistemul de informatizare și o zis, fii atent că eu știu ce ai făcut. Și dacă ai de gând să mă omori și pe mine, să știi că eu te raportez la serviciu de securitate și la poliția templului sau a Egiptului, a lui Faraon. Și uite așa, când a aflat sărăcuțul nostru Moise, că s-au cam îngroșat gluma și că nu e o glumă ce s-a întâmplat și un om mor, a fugit de ce? A fugit ca să nu-i se întâmple nimic rău. Acum, nu știu dacă știți vreun om care a ucis un alt om, și dacă v-ați face prieten omul ăla, dar dacă ați avea curajul să-l aduceți la în întorajul vostru. Dar să știți că Dumnezeu are o putere extraordinară și din cel mai agresiv om. Un om radical, un om care efectiv l-a omorât pe un alt om și l-a ascuns în nisip. Actualmente l-ar fi tăiat și l-ar fi pus în sat, știți? Se poartă asta la ora actuală. Și uitați-vă că Biblia zice că se întâmplă o minune. Îl eliberează Domnul, îl transformă, dar știți că pentru ca să dobândească blândețea asta, are nevoie de 40 de ani de deșert. Nu, blândețea nu vine la pachet cu bătutul din degete. Chiar dacă ți-ai dăruit viața Mântuitorului, ți-ai schimbat viața, să știi că blândețea vine la pachet cu suferința, cu durerea. O să vedem imediat care sunt prietenii sau care sunt surorile blândeței. Niciodată blândețea nu vine singură. Ultimat apare în Biblie în 1 pe cu 15, nu intrăm acum în detaliile ce scrie acolo. Am fost curios să preau expresiile biblice și să observ în ce contexte este așezat acest concept de a fi blând sau a blândeței. Uitați-vă că Biblia zice, la un moment dat, într-un moment de depresie, era la gura peșterii un bărbat. Bărbatul ăsta a coborât foc din cer. Da? La cuvântul lui, la rugăciunea lui, s-a coborât foc din cer. Instantaneu, a coborât peste altar, foc din cer. Nimeni nu -a mai vorbit în momentul ăla. Nu mai șușotea nimeni. S-a făcut o tăcere profundă. De ce? A coborât foc din cer. Ce ați face dacă ar fi coborât aici la altar, aici lângă voi, aici lângă voi, aici lângă voi, foc din cer? Nu așa că v-ați fi speriat? Este un șoc, dragilor, să nu e o chestiune ușoară. A coborât foc din cer, e o lucrare supranaturală și ascultați-mă ce spune Biblia. Totuși, nu uitați, Ilie era un om. Sfântul Iacov îl prezintă în ultimul capitol după ce vorbește despre rugăciune și zice, țineți minte ceva, Ilie era un om supus a celor aș slăbiciuni ca și noi. A avut vulnerabilități, a avut momente de îndoială, a avut momente de retragere, a avut senzația uneori că Dumnezeu nu-i mai cu el și a avut uneori dorința nici măcar să nu mai aibă viață. A zis, destul, nu sunt mai bun decât părinții mei, dar cine te-a pus pe tine să te compari cu părinții tăi? Ăsta e targetul, ăsta e nivelul spiritual la care tu ai fost chemat să fii? Nu, Dumnezeu te-a chemat altceva. Poate treci prin momente depresive în viața ta și satana vine la nivelul minții tale și zice, nu mai poate face Dumnezeu nimic cu tine, nu mai are nicio șansă pentru viața ta. Am să spun ceva, prezența lui Dumnezeu se pliază fără să producă vreun păcat, se acomodează, dacă îmi primiți expresia, se așează pe simțămintele tale. Când s-a coborât pe muntele Sinai, a venit cu foc. Când a venit în momentul în care a trebuit să facă rânduial acolo între prociul lui Bal și Astartei, a coborât foc din ce? Radical. Dar când Ilie era răvășit, când Ilie era terminat, când Ilie a înfricat, când Ilie a zis destul, înainte să zică Dumnezeu destul. Uitați-vă cât de atent e Dumnezeu. Vine un fulger, vine un tuner, vine un cutremur. Nicăieri nu-i Dumnezeu prezent. Întrebare, niciodată în spațiul ebraic Dumnezeu nu s-a prezentat printr-un cutremur? Ba da, la muntele Sinai, când a coborât Dumnezeu să le dea legea, a zis, creați garduri, și din vremea de azi erau mult, mult inferior față de ce se întâmpla acolo. Pentru că dacă un om necurat se atinge de poalele muntelui Sinai, îl carbonizează, a zis Dumnezeu, și moare. Să nu-i foc? se mare foc. Și focul lui Dumnezeu. Focul care are cerințe, are responsabilități, are niște criterii, are un nivel ridicat de responsabilitate. Nu poți să faci ce vrei în fața lui Dumnezeu. Dar uitați-vă, într-un moment de descumpănie, într-un moment de dezechilibru, dacă pot să-l numesc așa, într-un moment de singurătate, vine la final un susur blând și subțire. Și ce zice Elie? Aici e Dumnezeu. Vreau să spun ceva, oriunde e blândețea, acolo lui Dumnezeu. Oriunde te comporți ca un frate blând, ca o soră care ai blândețe în tumea ta sau în tine dacă ești mai tânără să știi că acolo e Dumnezeu prezența lui Dumnezeu nu e în locul unde dispare blândețea unde e agresivitate, unde e dorință de răzbunare unde e atac personal unde vrei să faci tu reguli să știi că acolo nu e prezența lui Dumnezeu Elie zice susur blând și subțire Apoi uitați-vă că este prezentat Mântuitorul Iisus Hristos din perspectivă profetică și se spune despre el, apără, uitați-vă, trei coordonate. Unde stă? Știți cum e blândețea? Blândețea este ca și un miez de la o nucă tare. Uitați-vă, prima parte a nucii, adevărul, în interior e blândețea și pe partea cealaltă e neprihănirea. Blândețea nu stă singură, blândețea are două surori, adevărul și neprihănirea. Foarte mulți oameni cred că a fi blând înseamnă să nu spui adevărul, să nu ai de-a face cu neprigănirea, să fii tu acolo retras în lumea ta. Nu, 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 blândețea altceva. Apără adevărul, blândețea și neprigănirea. un 45 cu 4. Uitați-vă ce zice Proverbe 5, 15 cu 1, dacă mai aveți momente în care intrați în clanciuri cu oameni. Ascultă cuvântul ăsta care trebuie să ți-l instalezi în memorie, trebuie să ți-l setezi pe creier. Un răspuns blând Potolește. Nu începutul de mânie, ci mânia existentă. Dar un răspuns aspru, rapid, cu duritate, întețește mânia. Generalizează conflictul. Răspunde blând. Gândește-te, când ai avut un moment în care ar fi trebuit să răspunzi blând, să ai un răspuns care să fie incompatibil cu ce s-a întâmplat în jurul tău, a degenerat situația, oamenii sunt agresivi, oamenii sunt așa prinși într-un val, poate chiar al dreptății aparente, și tu să fii acolo cu un răspuns blând. Răspunsul tău schimbă situația, potolește mânia. Se transformă atmosfera din, din jurul tău. De ce? Ai primit un răspuns compatibil cu voia lui Dumnezeu. E foarte important lucrul acesta, dragii mei. Uitați-vă cum e prezentat Mântuitorul, pastorul cel mai blând și cel mai bun din istoria lumii. Biblia zice, el va lua miei în brațe, zice acolo cuvântul Domnului. Le va duce oile acelea la sânul său și va călăuzi blând oile care alimentează, care produc hrană, care dau mai departe hrană, care lăptează. Eu o călăuzire a blândeții, vedeți? De foarte multe ori noi avem senzația că această călăuzire vine prin duritate, prin agresivitate, prin autoritarism. Da, are la bază autoritatea, dar nu există dictatoritate, nu e dictator acolo, nimic. Nu există un dictator, există o blândețe a călăuzirii. Și vreau să vă spun ceva, călăuzirea este foarte atentă, nu o auzi în prima, pleacă. Nu i ciulești urechile să asculți? Duhul Sfânt vorbește foarte liniștit. Duhul Sfânt vorbește foarte calm, e blând. Nu te interesează, nu primești în prima acel mesaj. Asta înseamnă că n-ai avut disponibilitatea să asculți, să te intereseze, să fie pentru tine prioritar acel cuvânt. Uitați-vă cum este prezentat mielul blând, Ieremia 11 cu 19. Și mielul, dacă te uiți, la ele, nu poți să-l definești decât altfel decât prin blândețe. Nu, nu-l vezi. Cineva spunea foarte clar, dacă vrei să faci diferența între un ied și un miel, lasă-i liberi. Lasă-i liberi să facă ce vor. Și o să vezi că iedul, eu n-am experiență în domeniul, dar am auzit de la alții, iedul rapid o sărit pe masă. Din toată o sărit pe la dulapul, peste tot. Mielul stă jos. Are tendința să se aplece. Este simbolul blândeții. Pentru că uitați-vă că blândețea nu stă singură niciodată. E împachetată în adevăr și în dar e soră geamănă cu smerenia. Mântuitorul Iisus Hristos spunea, Matei 11 cu 29, luați jugul meu, purtați sarcina mea că este ușoară și ascultați ce zice, învățați de la mine, eu predic foarte bine. Predica bine Iisus? Predica cel mai bine. Vindecați ca mine, putea să zic Iisus Hristos. Interesați-vă și fiți aproape de oamenii care nu mai au nicio șansă, exact ca mine. A existat un om pe care să nu-l bage în seama Iisus Hristos? Nu. Fiți fire. Fiți oameni care să faceți bine exact ca mine. Nu, Iisus a zis, învățați de la mine pentru că eu sunt blând. Și uitați-vă că blândețea este o atitudine a inimii. În primul rând e în interior. Dacă nu ești într-o stare de blândețe interioară, nu ai blândețe. Blând și smerit cu inima. Fisem 4 cu 2 sublinează acest fapt nu doar la Isus Hristos și la noi. Uitați-vă cum e prezentat Isus Hristos și ni se spune despre El. Iată că împăratul tău vine la tine neprigănit, iar Matei sublinează blând, clare pe mânzul unei măgăriți. Avea toate condițiile să meargă ca un rege, țanțoș, putea să intre ca un victorios în Ierusalim, avea toate onorurile, el avea toate oficiile, era preot, era rege, era profet. Au strigat în jurul lui, man, hu, ce e asta? Ce se întâmplă în Ierusalim? Pentru că atunci când a intrat Iisus Hristos în Ierusalim, fiecare insectă mișca. Totul s-a pus în mișcare. Pentru că vreau să spun ceva în seara asta. Când Hristos intre într-o viață, totul se schimbă. Totul se mișcă. Nimic nu mai rămâne la fel. Începi să gândești diferit, încep să umbli diferit, încep să acționezi diferit. Toată cetatea spune Biblia, tot Ierusalimul, a intrat într-un freamăt, într-o panică, într-o întrebare continuă. Cine este acesta? Este întrebarea lor. Asemenea întrebării pe care au pus-o atunci când au văzut acele bucăți de coriandru cu gust de miere, care era mană și au strigat în disperare evrei. Manhu, ce e asta? Așa și-a rămas numele, adică mană prescurtat de la manhu ce e asta. S-a repetat pentru că a intrat pâinea vieții pe drumul Ierusalimului. Cât te blând! Ce fascinantă imaginea asta! Să ai în spatele tău întregul inversul. Să ții în mâinile tale, să ții în ființa ta, să ții în propria ta existență suflarea oricărui trup omenesc. Fiecare animal, fiecare căluț, fiecare cal care să fie impunător, orice rege când intra ca și rege, nu intra pe un măgăruș, intra pe cel mai performant cal, cel mai impunător, cel mai atractiv. De ce? E regele, trebuie să aibă cele mai de calitate elemente. Iisus se intră blând, că are pe mânz un nemăgărițe, un mânz închiriat. Știți că n-a avut nicio mașină personală? Știți că niciodată n-a avut un metru pătrat pe care să aibă ce fe să fie pe numele Lui. De ce oare n-a fost să ia nimic cu El? Ce plândeți asta? Smerit cu inima. Uitați-vă că Sfântul Apostol Pavel zice în 1 Corinteni 4 cu 21 Cum ați vrea să vin la voi? Cu duritate, zice mai la început? Sau v-ați dori să vin cu dragoste și cu Duhul plândeții. Există un Duh, există un etos, există o atmosferă a blândeții. Oare ai peste tine Duhul blândeții? E Duhul ăsta al blândeții peste ființa ta? Te lași întotdeauna coordonată și condusă și condus de Duhul ăsta, să simți acel Duh al blândeții. Pavel zice, eu, Pavel, vă rog, prin... Blândețea și bunătatea lui Hristos. Și continuă să zică ce le cere. Apoi, în cu 6:1, zice: Voi care sunteți duhovnicești, dacă vedeți pe cineva că a căzut, nu lăsați într-o parte de sânge. Ridicați-l cu. cu. ziceți voi. Hai, băie, ziceți. Cu două blândezi. Cu două blândezi. Ridicați-l. Nu -l lăsați acolo. Și ascultă ce zice Biblia mai departe și ia seama. Fi foarte atentă. Fi foarte atent. Ai grijă. Există riscul când te expui într-un mod periculos să ajungi să intri sub aceeași incidență a păcatului. Ai grijă să nu fii ispitit și tu. Pentru că dacă ești blând, nu înseamnă că o să fii păcătos. Nu înseamnă că o să cedezi ispitelor. Duhul blândeții. Trebuie să-ți dea capacitatea să fii duhovnicesc. Uitați-vă, nu poți să ai blândețe dacă nu ești duhovnicesc. Nu poți să ridici pe un om cu Duhul blândeții, dacă nu ești duhovnicesc, dacă nu e Duhul lui Dumnezeu peste tine, dacă prezența Domnului nu te învăluie din interior înspre exterior. Expresii despre blândețe. Ascultați ce zice cuvântul Domnului despre cei care sunt chemați să facă o lucrare, să îndrepte cu blândețe pe. Pe cine? Pe potrivnici. Păi cum? Pe potrivnici nu trebuie să le lăsați în pace. Nu, există un moment în care trebuie să-l corectezi. Ți se împotrivește? Ce spune el nu în regulă? Trage-l la semne. Corectează-l. Ascultați ce zice tot Sfântul Apostol Pavel îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Există o blândețe care colaborează cu îndemnul corect și care e strâns legat de învățătura biblică sănătoasă, spune 2 Timotei 4,2. Și uitați-vă că degeaba zice eu sunt înțelept, dacă nu ai blândețe. Iacov 3,13 zice, există o blândețe a înțelepciunii. Adică poți fi oricât de înțelept în lumea asta, dacă nu ai dimensiunea blândeții, înțelepciunea ta n-are impact față de cei din jur, n-are putere să vă spun că dacă am vorbit de la trecută și am zis că pofta este interzisă, să știți că blândețea este obligatorie. Citeam blândețea voastră și n a vorbit cu pastorii, cu prezbitorii, cu slujitorii, cu comitet. A vorbit cu destinatarii bisericii din Filipii, printre care era Lidia, o de purpură, era un gardian, temnicerul din Filipii, primii doi membri. Am vorbit cu niște oameni obișnuiți care nu aveau o profesie specializată în predicare, nici într-un caz. Erau oameni de rând, și le-a zis, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. nu e suficient să ai tu blândețea ta, să nu știe nimeni că tu ai blândețe, nu. În momente de vulnerabilitate se vede dacă ai blândețe și nu doar atunci când vrei să arați ceva pozitiv în jurul tău și să demonstrezi că ești foarte pocăit sau foarte pocăită. Blândețea ta nu se vede în biserică. În biserică cam toți sunt blânzi rar eu o să treci de câte unul care fură curent. Dar se mai întâmplă, mai sunt cazuri. Dar de obicei cam toți stau cu minți. Eu mă duc în biserică și le spun la unii, dacă voi sunteți cu adevărat așa cum sunteți aici în biserică, mai că v-aș înfia pe toți. Sunteți foarte cu minți, să vă pun pe și minți sunteți. Dar la unii dintre ei, Domnul Sfânt îmi zice că au gheare și că au răgne de leu. Și că atunci când strigă ei, cam vibrează termopanele. Nu prea blânzi unii. Asta e realitatea. Dar Sfântul Pavel zice, în cele mai dificile momente din viața ta, cine? Toți oamenii. Și oamenii răi? Da. Și oamenii care nu te suportă și potrivnici? Da. Trebuie să-i îndrepti cu blândețe. Ei trebuie să identifice în tine această virtute a Duhului, o roadă a Duhului. Să fie cunoscută de toți oamenii. Oricu cine vorbești, să poată să spună despre tine, uite, el, el, ea, ei sunt blânzi. Au blândețea asta, a roada Duhului peste ei. De ce credeți că zice Sfântul Apostol Pavel, Domnul este aproape? Știți de ce? Pentru că Domnul vrea să zic așa, ai grijă, s-ar prea putea într-un moment în care blândețea ta n-a fost văzută de unii oameni, imediat la secunda doi să vină Isus. Oare pleci? Pleci cu El? Sau rămâi? Rămân aceste termeni în care trebuie să gândești, asta e maniera în care trebuie să pui problema. În așa fel trebuie să abordezi situațiile din jurul tău, încât ori de câte ori ești tentată sau tentat să lași un conflict în jurul tău, să lași o angoasă, o gaură în inima unui om, o problemă nerezolvată, să te gândești, stai un pic, eu nu pot să plec mai departe cu problema asta nerezolvată față de sora mea, față de fratele meu, pentru că, Domnul este aproape. Dacă vine între timp, până nu ne apucăm să rediscutăm problema. Domnul este aproape. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți. Cine trebuie să fie blând? O să ziceți doar slujitorii. Nu, toți. Există această repetare în contextul prezentării conceptelor sau conceptului de blândețe. Toți oamenii. Blândețea voastră a tuturor să fie cunoscută de toți, cu toată blândețea să îi îndreptați pe oameni, în toate domeniile să dovediți blândețe. Uitați-vă care sunt caracteristicile unui bărbat care și-ar dori și ar trebui să fie calificat ca slujitor. Uitați ce zice despre el. Să nu fie bețiv, să nu fie bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci care este în oglindă, antagonic, ce este dincolo de a fi bețiv, dincolo de a fi bătul, bătăuș, dincolo de a fi doritor de câștig mărșav. Cum trebuie să fie? Care e în oglindă invers realitatea omului care trebuie să fie slujitor? Să fie blând, nu viitor, dar dacă e gâlcevitor nu mai e blând? Da. Nu iubitor de bani. Dacă e iubitor de bani, nu mai e mai blând? Păi nu. Pentru că iubește banii mai mult decât blândețea, mai mult decât pe Hristos și o să aibă probleme. O să facă tot felul de lucruri și tertipuri ca să iasă bine și banii lui să crească și iubirea lui de bani va crește mai mult. Și uite că și-a pierdut blândețea. Iar tu, omul lui Dumnezeu, zice Sfântul Apostol Pavel către Timotei, când alții n-au nimic de a face cu Hristos, când pentru ei caracterul nu mai contează, iar tu, omul lui Dumnezeu, caută. Ce să cauți, Sfinte Apostole? Caută neprionirea. Sunt și alte caracteristici acolo, dar le-am selectat pe acestea doar. Răptarea și blândețea. 1 Timotei 6 cu Cauți tu asta? Ești interesată nu doar de neprihănire, nu doar de răbdare. Ce azi suntem supuși la un test. Blândețe. Ce este blândețea? Asta și-am meditat foarte adânc la ce înseamnă blândețe. Și am zis, Duhului Sfânt, dăm într-o frază, Duhul Sfinte, cum să definez azi blândețea. Blândețea e roada Duhului prin intermediul căreia creștinul dă dovadă de echilibru. Dar ar trebui să spună, ar trebui să fie, pună punctul pe ei, ar trebui să fie agresiv, ar trebui să reacționeze, ar trebui să-și facă dreptate. Nu, 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 nu. De ce nu-și face dreptate? De ce are liniște? Pentru că el știe în cine și-a pus toată încrederea. În Dumnezeu. Păi prezentul zice că totul se năruie. Ce cum stabilită deci următorii pași logici e că se face praf cariera lui, direcția lui, dorința lui, pasiunea lui, planurile lui. Blândul are o altă percepție. Totul se face praf acum, da, din perspectivă umană. Dar eu sunt echilibrat. Eu nu reacționez. Eu am o liniște în mijlocul necazului meu, zice eu, o cântare. Am pace. De ce mă încred absolut în Dumnezeu? Știu că deasupra acestui val care a venit peste mine se retrage valul și rămâne urma. Rămâne în picioare. De ce? Sunt cu Dumnezeu. Dumnezeu este cu mine. Dumnezeu e de partea mea, luptă lângă mine. Eu nu mă pierd. Tu nu te pierzi. Deci ai capacitate într-un context în care trebuie trebui să reacționezi, într-un context în care mânia e declanșată, într-un context în care trebuie trebui să pui paie pe foc, să pui paie pe foc, să ardă odată, să dispară paiile la care trebuie să ardă. Nu, 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 nu. nu. Tu ai încredere absolută în Dumnezeu. Trece și valul ăsta și vei rămâne în picioare. Vreau să sublinez faptul că Există un risc să interpretăm greșit și să confundăm blândețea cu slăbiciune umană. Există temperamental persoane care sunt foarte liniștite. Dacă bine știu, sunt melancolice. Greu le urnești dintr-un loc, ca să nu-i blândețe. Vă imaginați că Moise a fost greu de mișcat? Nu. Moise a fost un om lider, un, un vârf de lanci, un bărbat care a stat la conexiune cu Dumnezeu. 40 de zile, 40 de nopți a vorbit cu Dumnezeu și când Dumnezeu i-a zis întinde stoiagul înspre direcția Mării Roșii, asta era împotriva oricărei rațiuni. Se făcea de minuni dacă nu făcea Dumnezeu ceva și a întins acolo. Și Marea Roșie a crăpat în două. A fi blând nu înseamnă să fii tăcut. Nu înseamnă să n-ai opinie. A fi blând nu înseamnă să fii slab. A fi blând nu înseamnă să nu știi ce să spui. Ci din contră, să ai argumente. Și totuși, să nu reacționezi în conformitate cu stimulii care ți generează firea pământească. Cea mai mare putere, dragii mei, e puterea blândeții. Când poți să dai o replică și tu taci. Când tu poți să-i răspunzi, încât să faci praf, să râdă toți de ea și de el. Și tu să stai sub această caracteristică roada Duhului, blândețea. Asta e putere. Vă uitați la un Iisus blând? E prins. Se predica foarte bine duminică dimineața despre asta. E pus în zone periculoase, e bajocorit în toate felurile. Încep oamenii să spună, eu am puterea asupra ta să decretez dacă mori prin răstinire sau dacă te eliberezi. A observat blândețea lui. E fascinant, e uimitoare, de dezarmează. El prin blândețea lui zice, n avea nicio putere. Iisus zice, eu știu cine e în control. Eu știu că cineva de deasupra noastră, din, de, din dimensiune umană a mea și a ta, noi doi suntem oameni, dar tu n-ai avea Pilat, nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată de? de sus. Eu cunosc planul Lui Dumnezeu tatăl zice Iisus Hristos. Și știu că ți-a dat în vremea asta putere asta îmi dă echilibru de forță să rămân în picioare. De capacitate să nu răspund la fel. Știu că e planul lui Dumnezeu pentru mine suferința asta. Trauma asta dacă pot să, o, să o plumesc așa. Durerea asta adâncă, efectiv moarte și suferință până la moarte, până la ultima picătură de sânge vărsat. Și cu plândeția lui s-au uitat, plin de echilibru. Au început femeile să-l plângă. Pentru că, dragii mei, blândețe nu înseamnă să te lamentezi, să-ți de milă, să fii un frustrat, o distrusă, un afectat, să nu ai niciun succes în viață, să te uiți în jur și numai praf să vezi și pulbere și nimic să nu-ți meargă. Nu, blândețe înseamnă nivel de coloană vertebrală dreaptă. Să fii puternic în Dumnezeu. Să ai încredere și să știi cine e Dumnezeul tău. Femeile îl plâng și îl încearcă să producă o lamentație, să producă milă, compasiune exagerată. Și Hristos zice, stați un pic, nu mă plângeți pe mine. Plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Eu văd în, în, perspectivă, eu am o privire profetică, eu nu văd doar acum. Zice, Biblia se va uita la rodul muncii sufletului lui și se va înviora. De ce? Pentru că robul Domnului va pune pe mulți oameni într-o stare potrivită cu voia lui Dumnezeu. Uitați-vă câtă blândețe are pe calvar. Blândețea se vede când ești prins, când ți se lovește acel, acel gând al tău, acea pasiune a ta, acea dorința ta, când ești călcat pe bătătură, vorba românească, când, când ești efectiv așezat într-un colț al istoriei și toți lovesc în tine, reacționezi. Ce fel de reacție ai? uitați vă cât de blând e David. David care se citea despre el în această seară că avea niște soldați foarte puternici. Și uh, Saul a mai prezentat imaginea asta cu un alt context, într-un alt context, cu altă ocazie, și a luat sulița și a zis: de data asta, un o fig o trec prin inima lui David și îl pironez de părete. David era regele. Avea toate motivele, uh, Saul era regele, David avea toate motivele să se teamă. Dar s-a ferit. Pentru că a fi blând nu înseamnă să stai să-ți dea în cap cineva. Vezi că există niște sisteme care vor să te atage, retrage -te din zona Nu rămâne acolo. Blândețe nu înseamnă să stai să-ți dea satana în cap, spiritual vorbind. Blândețe înseamnă să identifici artileria grea a celui rău și să te retragi când vrea să te lovească. Dar acum e testul blândeții adânci ce faci, David, după ce smulgi și iese cu tot cu glet, dacă era ca acum, ar fi ieșit sabia din perete? Știți că un soldat al lui David avea capacitate de țintă, încât de la distanță putea să nimerească un fir de păr, de, de păr întins? Dar seama ce asta? Ce credeți, David, dacă ar fi lovit cu sulița, ar fi omorât pe Saul, ar fi nimerit? Care-am dat? înseamnă să nu reacționezi cu aceeași monedă. Pentru că niciodată blândețea nu e soră cu răspunarea. Blândețea e soră cu așteptarea. Să, să rămâi de partea lui Dumnezeu când se sizezi că totul se face praf. Cum să fii blând? Trei lucruri pe scurt. Unu, ai nevoie de convertire reală. Dacă convertirea asta durează 40 de ani, nu contează. Ai nevoie de convertire reală. De la un om care a ucis și a ascuns în nisip. Vedeți, faptul că a ucis, asta înseamnă că s-a luptat să facă dreptate. Faptul că a ascuns e o mare problemă. Este o mare problemă. Cea mai mare problemă nu e că, din perspectivă spirituală, ai o problemă pe care nu o poți învinge. Cea mai mare problemă este când acea problemă a ta continuă să existe și o bați sub nisip. Și Dumnezeu zice, nu se poate, trebuie să-i un stop în viața acestui bărbat și să-i blochez căile lui de ascundere a faptelor rele. Deși el credea că e bine ce face, Știți ce zicea el? El credea că prin asta se evidențiază în fața fraților săi evrei ca un revoluționar, ca un izbăvitor, ca un om de excepție, proeminent. Nu-și dădea seama că de fapt prin asta scade și că trebuie să aștepte timpul lui Dumnezeu. Și maniera lui Dumnezeu, și planul lui Dumnezeu. Și ia Dumnezeu și îl mută în deșert. Și 40 de ani nu mai vede pe nimeni. Și 40 de ani vede doar oi, doar praf, doar nisip. Convertire înseamnă să nu mai ai nimic care să-ți fie util. Și să crezi că-ți e suficient. Iacove, tu cum te convertești? Păi mă mută Dumnezeu după 20 de ani de șmecherii și de șmecherii peste șmecherii și după înșelăciune peste înșelăciune și minciună și învârteli. Am strâns turme multe și mă mută Dumnezeu și pe vadul Iabucului. Și când nu mai am nimic, Dumnezeu zice, hei, e momentul să-ți convertesc viața. Cine ești tu cu adevărat? Cum îți este numele? Care e adevărata ta identitate? Și cu greutate a zis bărbatul ăsta, numele meu este Iacov. Și cât ai fi așteptat Dumnezeu să zică dispari, ți-am dat cu piciorul, ești un cu noi. Reprezentantul lui Dumnezeu îi zice, îți aplic o convertire fundamentală din toată ființa ta și pentru toată ființa ta. De schimb, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei numi Israel. Adică cel ce lupte cu Dumnezeu și cu oamenii și este biruitor. Vrei să fii blând, ai nevoie de o convertire, de o schimbare de esență. Să se produce la naștere din nou. Mai sunt lucruri care sunt ca țepi. Mai sunt denivelări în viața ta spirituală. Mai sunt tot felul de lucruri care sunt incompatibile cu blândețea. Ei, vine momentul în care Dumnezeu le dă. Le dă la o parte. Și o să facă în jurul tău noapte dacă trebuie Și o să fac în jurul tău tăcere Și o să fie greu Și o să-ți dai seama că singurul de care mai ai nevoie E Dumnezeu Cum să fii blând după ce ai fost convertit Conectează-te în mod constant cu Hristos Învățați de la mine Că eu sunt blând și smerit cu inima Imitați-mă, a zis Iisus Hristos Umblați ca mine, vorbiți ca mine, gândiți ca mine, duceți-vă pe drumurile mele, conectați-vă în mod constant cu caracterul meu cristic. Ori pe unde mă duc, încercați să reacționați asemenea mie. Nu faceți nimic din duc de șarte, din slavă de șart, nimic din intenție negativă, nimic din dorință să ieși în evidență. Niciodată Hristos n-a vrut să iasă în evidență. A făcut o minune și a zis să nu spuneți nimănui și dispărea din localitatea aia. Și toți ziceau Nazarineanul Iisus a făcut asta. Conectează-te la zmerenia pe care a avut-o Hristos. 3. Caută blândețe. Retrage-te din zonele care te expun într-un mod inutil, se spunea în această seară foarte bine. Nu te mai du lângă oamenii care sunt agresivi, care sunt bârfitori, care sunt răutăcioși, care sunt calumniatori, care continuu n-au nimic de spus bun despre nimeni. Nici Hristos n-ar fi bun la predicile din bisericile lor. Și lui ar găsi o vină are o problemă omul ăsta. Nemulțumit cu soarta, neîmpăcat cu viața, nu e și planurile, nu i o mers în viață, nu e o mers profesional sau dacă e o mers, nu i o mers eclesial, social, bisericesc, frustrat până măduva oaselor, nu-l băga în seamă. Nu te alimenta cu frustrații. Că n-au cum să fie blânzi. Apropo, când predic așa blând, eu zic că da. Pentru că brândețe nu înseamnă să vorbești încet. Brândețe înseamnă să răspunzi provocărilor cu soluția lui Dumnezeu. Aș vrea să stăm ridicați. Aș vrea să-ți închizi ochii. Gândește-te foarte bine la propria ta viață. Dacă n-ai o convertire reală, n-ai cum să fii blând. Blândețea trece pe lângă tine ca o iluzie, ca un ideal, imposibil de atins. Analizați-te un pic, câteva secunde, doar săptămâna asta. Ai avut momente care trebuia să fii blând, să ai blândeze și ai avut altceva? Uite-te bine la propria ta viață. Ești Duhul lui Dumnezeu, îl simt, cum se spunea deja pe Domnul Iisus. Și blândețea lui nu doar că ne inspiră, ne obligă, ne responsabilizează. Învățați de la mine. Nu vă mai luați idealuri din lumea asta care vor să arată o blândețe temporară, pentru că să-și atingă niște scopuri. Roada Duhului este înfrânarea poftelor, dar înainte îi blândeți. Ca să-ți poți înfrâna poftel, ai nevoie de o blândețe asemenea blândeții Domnului Isus. Ai nevoie de o conexiune continuă cu Domnul Isus Hristos și să-L imiți milimetric. Fiecare pas, exact ca El să gândești, exact când vorbește El să vorbești și tu. Exact ce zice el, să-l citezi în fiecare zi, să-i auzi vocea, să simți prezența în ceafă, lângă tine, în fața ta, înaintea picioarelor tale, să meargă Hristos, să auzi vocea Domnului care coboară lângă tine, să nu te lași conectat la alte surse care îți perturbă viața. Se spunea în pasajul citit din 2 Samuel, spunea cuvântul Domnului, să nu se stingă lumina în Israel, se voia lui Dumnezeu pentru viața ta, în sufletul tău, să nu se stingă lumina Duhului Sfânt, să nu se stingă lumina de pe fața lui Iisus Hristos, să nu se stingă această realitate a prezenței lui Dumnezeu. Poți să pierzi multe în lumea asta, bani, proprietăți, idealuri, poți să pierzi orice în lumea asta. Nu-L pierde pe Hristos, nu pierde blândețea asta lui Iisus Hristos și dacă ai pierdut-o, întoarce-te înapoi și spune Hristoase, recapacitează-mă în seara aceasta, așează peste mine din Duhul tău să vină o putere Deosebită. Vreau să se reaprindă lumina în viața mea. Vreau ca viața mea să renască, Doamne, în seara asta. Vreau să mă retrag din stări care mă, mă, mă dezbracă de blândețe. Mă îmbracă cu răutate, cu ranchiună, cu dezechilibru, cu stări de a-mi face singur dreptate. Vreau în această seară blândețea, acest susur blând și subțire, să coboare peste viața mea, acest susur blând și subțire, să-mi ghideze viața, să mă conformez în fiecare secundă voiului lui Hristos să trăiesc în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Caută în viața ta lucrurile care nu sunt blândețe, care nu l-au reprezentat pe Hristos în zmerenia lui, în blândețea lui și le-ai practicat până în seara asta, chiar dacă ești botezat sau botezată în apă. Și în rugăciunea următoare cere iertare lui Hristos și zic, Doamne, ajută-mă să fiu blând, ajută-mă, Doamne, să am o blândețe specială, ajută-mă să se vadă în viața mea, Doamne, acest caracter al tău, Isuse Hristoase. Ne rugăm cu toții. O, Doamne, suntem înaintea prezent. se pot recupa locurile? Există o întrebare. Ce să fac când sunt ispitit să vorbesc fără blândețe și chiar când nu sunt cuvinte, privirea e prea tăioasă și știu că deranjează pe cel de lângă mine? Să te uiți un pic în oglindă. Să așa în oglindă, când ești mai tăios, să zici, mă, îmi stă bine. E ok. De ce privesc așa? Păi întreabă -te dacă ar privi Iisus Hristos la fel ca tine. Privirea tăioasă are voie să existe când ai autoritate asupra acelui context. Da? Pentru că zice Biblia, Iisus și-a rotit privirile plin de mânie. Știți de ce? Avea autoritate peste templu. El era domnul templului. El era deasupra templului. El era creatorul Templului, creatorul celor văzute și nevăzute, și și-a dat seama că în propria lui casă, sau în casa tatălui său, cum zicea el, din modestie, pentru că era una cu tatăl, era și casa lui, în casa tatălui, care era o casă de rugăciune, s-a ajuns să fie stare de peșteră. Nu doar că era rece atmosfera, de acolo erau probleme pentru că administrau niște situații incorrecte, făceau niște fraude, până la urmă, da? vindeau, cumpărau, se ocupau doar cu tranzacții, în loc să se ocupe cu sufletele care trebuia să fie schimbate, în loc să fie un loc al rugăciunii, era un loc al business da? Și atunci Hristos avea autoritate și a rotit privirile cu mânie peste ei și a zis, prietenii mei, eu nu pentru asta v-am creat. Avea autoritate, ca un tată care nu putem să zicem că nu-i blând când își dă seama că al lui copil e pe marginea unei prăpăstii care are 10.000 de, Mete adâncime. Normal că îl prinde repede. A se brândețe. Și autoritate. nu duritate. Și nici gând de răutate. Gândește-te bine dacă problemele pentru care te uiți tăios sunt problemele tale. Adică tu trebuie să le rezolvi. O să zici, cine o să le rezolve? Păi, dacă ești obosit, se zicea în text și David nu mai poate, nicio problemă. Se ridică un altul. Niciun dușman de al tău spiritual și de al poporului Dumnezeu nu va rămâne în picioare, pentru că Domnul va purta de grijă să fie învins dușmanul spiritual. Asigură-te că tu ești responsabilă și ești responsabil de acea luptă. Dacă nu e responsabilitatea ta, retrage-te. Iar dacă e a ta, asigură-te că ai în spate rugăciune. Asigură-te că nu vrei să faci dreptate ca să ieși în evidență. Asigură-te că privirea ta e plină de pace. Eu, privirea blândeții, a prezenței lui Dumnezeu peste Sufletul tău. Și atunci îți recomand foarte mult să te rogi. Îți recomand un pic să te analizezi, să nu mai privești lucrurile în așa suprafață, doar ce se vede la ochiul liber. Să privești lucrurile în adâncime, să sapi un pic mai adânc, să... în profunzimea problemelor și să începi să rezolvi problema de la bază. Nu te uita la efecte, caută cauza. De ce ai ajuns să te uiți tăios? Nu cumva te simți în concurență cu persoana aia? Nu cumva ai început să sedimentezi în sufletul tău răutăți, resentimente, ranchiune? Nu cumva ceva s-a întâmplat, un eveniment bun sau rău, ție sau lui, ei sau ție, și asta te-a determinat să se producă în tine o avalanșă de sentimente. Gândește-te bine, roagă-te! Și dacă nu-i problema ta, retrage-te, pentru că niciodată nu vei birui lupta care ne ta. O să te întorci în frânt după, după implicarea într-o luptă care nu ți aparține. O să ai riscul să pățești ca fi lui ceva pe care i-au bătut bine. Eu crezut că pot folosi formule magice ca să scoată duhurile și o zis în numele lui Isus pe care îl predică Pavel, ieșiți afară duhuri necurate din aceștia. Dar în loc să reacționeze, au zis, nu, nu ne interesează că sunteți fi de preoți, nu avem nicio problemă cu asta, nu ne pasă să știți că voi nu aveți autoritate pe Iisus, îl știm, că Iisus e cunoscut și în iad și pe Pavel îl cunoaște, dar voi cine sunteți? Deci fii foarte atent. Deci foarte multe ori omul își plede bândețea când intră în luptele care nu-i aparțin. Când intră cu o capacitate spirituală scăzută, când n-are în spate rugăciune, post, Stai înaintea Domnului și zice, pentru că atunci când te rogi, Dumnezeu are o capacitate, te rogi pentru cineva, dar supranatural, în loc să fie atins pozitiv doar omul pentru care te rogi, ți se prelucrează ceva ție în interior. Te rogi pentru biruința unei colegi de tale la un examen, e și tu o notă mare. Te rogi ca cuiva să i meargă bine din casa ta, nu doar el e binecuvântat, și tu începi să fii binecuvântat și puterea Domnului se arată și în dreptul tău. Aș vrea să ne ridicăm și să stăm într-o rugăciune de mulțumire. Aș vrea să-i spunem Domnului, Doamne, învață-ne cum să ne luptăm, Doamne. După orice biruință pe care o avem, niciodată nu ne lăsa să numărăm noi lauri, să, să, să aculegem noi victoria, Doamne. ne lăsa vreodată să ne credem noi importanți, să avem iluzia că dacă nu eram noi, că dacă nu ar fi lucrat Domnul prin noi, prin cine ar fi lucrat? Ai Dumnezeu metode. Caută unior viermi, ca la Iona, că nu vor să lucreze. O trimis un vierme, o e în și paxul. dus. O trimis un pești și l au păpat frumos și l -o dus l-a dus la, destinație. Dacă nu vrei să mergi de bună voie, are Dumnezeu metode. Are Dumnezeu soluții, are metode să lucreze. Dar retrageți starea asta de răutate, care se poate arăta și prin vizionomie. Fii plin de pace. Jurul tău trebuie să emani bucurie. Oamenii trebuie să vadă că ai peste tine bucuria mântuirii, că ești fiul lui Dumnezeu, că ești fica lui Dumnezeu, că în tine e Hristos. Haideți să ne rugăm și să și mulțumim Domnului pentru seara asta.